Hard Rock Cafe are din nou ocazia să arate cât de important este rock sau concertul live pentru a scoate în evidență un eveniment pornit din spiritul unui mare artist, în cazul nostru George Harrison. Mai clar spus, Fundația Romanian Angel Appeal a lui George Harrison. Fostul component al formației The Beatles sărbătorește 25 de ani de activitate. Fundația a fost creată cu scopul de a ajuta copiii din orfelinatele românești. Două nume vor urca pe scenă pentru a onora această aniversare. Partizan și Iulia Pușchilă, finalistă la Vocea României. Profit de faptul că mi-a fost mai ușor să ajung la Partizan decât la Iulia și schimb acum câteva vorbe cu o parte importantă din imaginea trupei. Te salut, Artane! Vă salut cu tot dragul, miercuri, partizan la Hard Rock Cafe. Cum și cine ales pentru acest eveniment? Nu știu absolut nimic. Cred că puteau fi aleși și alții, dar ca să vedeți că nu contează chiar așa de mult cine o să cânte când e patronat de George Harrison. Cine s-a găsit? Cine s-a găsit? Și s-a găsit de data asta partizan. În ce formulă concertați în momentul de față, arta? Cu toboșar, cu basist, cu chitarist și cu vocalist. Suntem patru băieți. În afară de tine și de suedezu? În afară de mine sunt Andrei și cu Adrian Borțun. Deci o formulă partizan de aur. Amintește de vremurile de, de, început. Dacă Eu aș spune că formația noastră este necesar de văzut sau bine de văzut, fiindcă ea, chiar când nu este pe culmile succesului, tot este o formație care este bine și necesar de văzut pe aici, pe la noi. V-ați gândit să reinterpretați vreun cover The Beatles sau George Harrison în cadrul concertului? N-am știut de așa ceva. Și nu, adică niciun cover. Dar dacă ar fi să reinterpretați un cover George Harrison sau The Beatles, la ce te-ai gândit? De George Harrison, care a scris doar vreo 14 sau nici atâtea, nu știu, vreo 4 doar, nu, mai multe. Mai ușor mi-ar fi ca fiecăruia să le împartă între Lennon și McCartney. Iar cu Harrison... Măcar o melodie să știu. Here comes the sun sau while it... While My Guitar Gently Weeps. Da, Sunt mă rog, nu le-am Nu văd ce-am face în plus sau în minus fa față de ce facem noi. Pentru diseară, voi faceți playlist-ul în funcție de public sau veniți cu el gata făcut? Venim cu el gata făcut. Da, dacă vă cere cineva din public vreo piesă anume da. și n-ați cântat-o, o, o Pe loc. O n-ați comandă. <laughs> exact, pe loc. Mulțumim, <laughs> fain. Altare... Mulțumim și noi foarte mult.